Ce s-a întâmplat, domnul primar, aici? Salut, bună ziua! Ce s-a întâmplat aici? Un festival. Un festival? Da, biserica și primăria împreună cu cetățenii, cu tinerii? Da, ne-a anunțat și până și am venit cu o fugă până la preot, poate ne spună exact cum s-a luat. Lumea se simte bine aici, la dumneavoastră, la Gălbina. Și din ce cauză, domnule primar? Pentru că ne-am implicat pentru oameni. Aproape de oameni nu este un secret, PSD merge înainte. Tot înainte. Avem astăzi o activitate, după cum vedeți, pentru Ziua Copilului. Din păcate, vremea nu ne-a permis să facem când a trebuit, adică vineri. Și, după cum vedeți, astăzi ne-am strâns cu toții să-i servăm pe copii. Și împreună cu, sau în baza parteneriatului pe care îl avem și cu școala și cu primăria, cu toți am colaborat ca să-i facem fericiți pe acești mici copii. Biserica este unul dintre pilonii importanței comunității de aici din Gălbinaș. De ce, domnule preot? Pentru că noi ne implicăm și încercăm să facem ceea ce este de folos pentru comunitate și, bineînțeles, în primul rând pentru sufletele lor. Asta cred că e cel mai important. Dacă o să le dăm o bază bună copiilor de unde vor putea pleca mai departe, sperăm să aibă și o viață bună și în același timp să ajute și comunitatea din care fac parte. Primăria Gălbinaș, cum colaborați cu primăria de aici? Întotdeauna am colaborat și mereu când a fost evenimente legate de, eu știu, sărbarea Zilei Eroilor sau Cramul Bisericii sau 1 decembrie, întotdeauna am colaborat și am pus la punct aceste evenimente. Ne-a propus să vedem dacă se poate să terminăm și gardul și după ce terminăm și gardul o să începem, dar nu timpul foarte scurt, o capelă. Așa, am zis domnul primar, că să încercăm să facem o capelă. Domnul primar, am înțeles că s-a implicat în anii trecuți pentru betonarea aleilor din cimitirul din localitate. Da, a donat la biserică personal, centrale termice. Da, foarte, foarte multe a făcut. Și comuna a făcut foarte mult, să știți. E jos pălăria, bravo dânsului. Este un motiv pentru care cetățenii sunt aproape de dumneavoastră? Da, suntem foarte aproape de dumneavoastră. Ce activități desfășurați aici la biserică astăzi? Astăzi, pentru copiii, cei copii, că suntem o comună defavorizată, așa cum am înțeles, nu știu cine, primărie, până asta s-a făcut pentru copii, că deci sâmbătă au fost invitați un grup de copii, de 36 de copii, la școala Ferdinand în București, unde am participat la fotbal, am jucat cu cei jucători de la Rapid, Ionuț Voicu, Burcă, cei mai mulți care au fost acolo, la role, concurs de role, concurs de biciclete, unde și cross, unde copiii din comuna Gălbinaș au luat locul 1 la cross și 3, locul 2 și 3 la role, și la bicicletă tot 2 și 3. Sunteți pasionat de sport, am înțeles, de fotbalul de aici, de localitate? Da, foarte mult. Dar nu avem echipă de fotbal deocamdată. Primarul ne-a promis să vedem în viitor apropiat, să vedem ce face și dânsul și să dea Dumnezeu sănătate. Din ce an este clădită biserica? Deci, la cutremur a fost, de la cutremur în 77, s-a reconstruit din nou. Au mai trecut mai mulți preoți, dar acum vin nou preot care se implică și a cerut ajutorul primarului. S-a făcut foarte multe, vă observați. Ieși cu mochete, ieși cu scutare. Pictura s-a făcut acum 10 ani.
cam vreo 8 ani, să zic, vreo 8 ani s-a făcut. Mobilier nou, observăm, da, pintură frumoasă, curată. Da, avem un preot, un nou tânăr foarte, care îi place, îi face pe aceea cum trebuie. Aici, da. Este tot, s-a făcut foarte frumos, să-i intrat ca de voie, dar n-aveți voie pe jos, uitați să filmați aici, dacă vreți să vedeți, cu frumos, uitați. Foarte frumos. Asta e, dânsul, avem un preot tânăr care se dă foarte mult silință. E preocupare continuă pentru lucrurile bune, să spunem, aici, în Gălbinaș? Da, cum să nu? Se implică și conducerea, v-am spus. Vin mulți credincioși la biserică, că sunt slujbe? Da, 20 și ceva, 25 de persoane. Vine 30 de slujbe mai mari, sărbători mai mari, mai mulți, după cum au posibilități, că nu au tot posibilități. Am înțeles, domnul primar, ajută pe cei defavorizați și pe cazurile de deces. Și la sărac, sărac și la bogat, dar stați din ce vă spun eu. Cum ați fost primite la dispensar, personalul foarte medical? Foarte frumos, foarte bine. Știați că domnul primar vrea să facă alt dispensar? Cum vedeți asta? E bine? Păi să-l facă tot acolo, e bine. Tot acolo îl face, dar îl modernizează. Să-l modernizeze, da. Avem un medic foarte bun, foarte ajutător. Ne ajută domnul doctor în toate privințele. Da. Hai, o zi bună, o zi despre bună. Domnul primar, cine puteți spune, doamnă? Radu Paul. Îl cunoașteți așa? Domnul primar, îl cunosc așa de când era mai mic, n-am stat pe lângă el. Da, așa ca om, cum vi se pare? Ca om, n-am avut noi probleme. E aproape de oameni? Este aproape, este aproape, să știți. Dar nu poți să mulțumești toată lumea. Așa e. Păi da. Da, așa ca primar, e un om bun, bănesc. E bun, e bun, că uite, ne-a făcut șosele. Nu zice că ne bagă și apă. Vreau să facă și câteva blocuri pentru persoanele care nu au venituri, nu au salarii. Mulțumim, să facă, să facă, da. Pentru ăștia mai năcăjiți care nu le place munca. Dacă vede mesajul ăsta. Îi transmit sănătate și să aibă grijă de soția lui frumoasă, care are o soție foarte frumoasă și cu minte.